Bine v-am găsit, dragii noștri prieteni! Bine ați venit la un nou vlog! În spate o vedeți și pe soția mea, pe Anca și pe Tudor. Astăzi ce vom face, Vlăduț? Mergem un pic în fața primăriei să vedem bradul, luminițele, și după care mergem până în downtown să vedem cum au aranjat cei din Brea din downtown, da? Și ulterior o să mai vedeți, v-am pregătit și un filmuleț în cadrul zilei, da, pe ziua. Să vă arătăm cam ce a fost astăzi prezentat acolo. Tudor e foarte fericit că merge la plimbare. Așa, haideți să mergem și o să începem ea cu filmarea. Dragii noștri, suntem aici în fața primăriei din Brea. Am venit acum seara ca să putem, nu, Vlăduț, să vă arătăm luminițele. Să vă arătăm luminițele. Asta cum să-i spunem, inițiali? Teoretic e bradul oficial din fața primăriei, nu cum ar veni, da? Haideți să întoarcem un pic, să vedem cum s-au pregătit și cei din Brea. Vor mai trece și mașini, adevărat, dar una peste alta. Deci asta este primăria din orășelul nostru, unde locuim noi, Brea. Și au făcut și un brăduț aici. E destul de mare, zic eu. Așa. Și noi va urma acum să mergem în... să mergem fix în downtown, da? Și să... noi vom merge în downtown și vom mai filma de acolo. Acolo este un pic mai interesant și mai lung. Uitați-vă și pe Tudor, este aici cu noi. Tudor! Hi. Este și Tudor cu noi. Hai, Tudor! Hey. Așa? Deci revenim din downtown cu imagini.
Dragi noștri prieteni, după cum ați putut să vedeți, am fost în centrul Brea, acum seara, și în fața primăriei și în centrul Brea. Iar acum o să vă las să urmăriți câteva imagini din ce am filmat astăzi cu Vlad. Am fost în centrul Brea când era ziua și era hai să spunem așa, o expoziție de mașini vechi și sunt și chestii foarte faine. De exemplu, au venit cei de la Highway Patrol, poliția de autostradă, cum să spun așa mai motamo, și cei de la poliția din Brea, în special trupele SWAT, și au prezentat un pic așa, să zicem așa, un pic de arsenal. Urmăriți, vă rog, imaginile. Am editat un pic pentru că copyright-ul nu ne lasă să punem chiar tot ce vrem noi și o să revenim cu încheierea.
Thank you.
Thank you.
Dragii noștri prieteni, revenim cu încheierea. După ce am vizitat, am fost în fața primăriei, am văzut Brădulețul, am fost în centrul Brea Downtown și am văzut cum a fost împopoțonat un pic acolo, împodobit. Plus de asta v-am prezentat și acea filmare mai lungă cu expoziția aceea de mașini. Uitați să-l vedem și pe Tudor, el este foarte curios tot ce se întâmplă în zonă. Expoziția de mașini cu Highway Patrolul, cu cei de la, trupele SWAT. Am zis că facem încheierea și ce am făcut noi seara, după ce am terminat plimbarea prin downtown, ne-am dus aici, suntem în, se numește Pizza Blaze. Practic, aici vii, este o pizza foarte bună, este într-adevăr o, este de franciză, dar vii și îți faci tu, practic, îți faci tu pizza cam cum o dorești tu. Este un preț foarte bun și calitate, preț fantastic de grozavă. Ca fapt divers, un pic i s-a greșit la Vlad, pizza care și-a ales-o Vlad. Și ne-a pentru asta toată. Ne-a refăcut-o toată și ne-a dat-o și pe aceea. În fine, așa se lucrează în America, asta este. Dragi noștri prieteni, vă mulțumim cu atât că sunteți alături de noi, că ne urmăriți și că suntem într-un număr destul de mare și vă mulțumim pentru asta. Și dacă v-a plăcut și acest filmuleț, vă rugăm frumos să ne dați un like, să ne dați un share la prietenii cunoscuții dumneavoastră. Iar dacă sunteți pentru prima oară pe canalul nostru, vă rog să apăsați butonul subscribe. Și așa cum vă spunem de obicei, să ne vedem, să ne auzim cu bine. La revedere!